UPL vă recomandă Reliance. Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Facem ce facem și susținem această idee în ciuda vremurilor relativ tulburi pe care le trăim și nu mă gândesc la schimbarea de vreme din ultima perioadă. Că au venit ploile, plouă la București, ninge la munte. Astăzi vă propun să vedem ce se întâmplă în vestul României, cât se poate de aproape de granița cu Ungaria. Și acolo sunt oameni care trăiesc și muncesc pământul și nu-l lasă să se piardă și eu aș îndrăzni să spun și o să aflați și dumneavoastră cu bune rezultate. De aceea, astăzi discutăm cu președintele cooperativei Fermierul Nădlăcan, domnul Milan Chelo. Bună ziua, domnule Chelo! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație în emisiunea noastră. Salut pe dumneavoastră și telespectatorii noastre. Și eu mulțumesc că v-ați făcut timp, pentru că știm ce înseamnă toamna pentru fermieri. Domnule Chelo, haideți să vorbim despre ce înseamnă asocierea în cooperativă, nu că n-ar ști lumea, dar dumneavoastră sunteți un exemplu de oameni care, la un moment dat, poate nemulțumiți de cât câștigă și de costurile mari pentru a obține producția, au hotărât să-și ia destinul în propriile mâini și să facă un pas înainte. Pasul spre asociere pe care mulți îl refuză. Ce înseamnă cooperativa Fermierul Nădlăcan astăzi? De unde vine? Da, ca și denumire în România, numele de cooperativă este foarte celebru încă de pe vremea regimului comunist, dar înseamnă cu totul altceva în zilele noastre. Noi în anul 2015 am hotărât să facem această cooperativă, dar nașterea ei, dacă pot să spun așa, a început cu un an de zile mai repede. Un an de zile am încercat să negociem în grupurile noastre de prieteni fermieri să găsim 5 persoane care ar dori să riște, în primul rând, fiindcă este un risc, să riște niște afaceri mici care până în momentul respectiv funcționau. Poate nu la profitabilitatea dorită, dar au hotărât după un an de zile negocieri în 2015 să ne asociem. Până la urmă, am ajuns să fim 8 persoane, 8 colegi, 8 cunoscuți, 8 prieteni. Din nevoie, cu siguranță din nevoie, deoarece vedeam în jurul nostru că lucrurile nu decurg foarte bine pentru fermele mici. Când vorbesc de ferme mici, mă refer la ferme între 12 hectare și 300. În acest moment suntem 21 de fermieri, 2100 de hectare. Cel mai mic fermier are 12 hectare, cel mai mare 300, dar începuturile au fost doar cu 8 persoane care au hotărât că ăsta ar fi pasul să începem să facem o cooperativă, să încercăm să vindem împreună și să cumpărăm împreună. Domnule Chelo, și v-a fost mai bine? Pentru că, sigur, la nivel teoretic, toată lumea înțelege lucrurile astea și spune ar fi bine dacă nu o să fie rău. Dumneavoastră ați făcut acest pas împreună cu alți 7 prieteni la început, 8 câți erați, sunteți 21 acum. A meritat? Știți cum e, cu tot cu siguranță lucrurile se pot face mai bine decât le-am făcut noi, dar per total, dacă luăm în calcul cu ce am început, unde am ajuns, ce am reușit să facem într-un timp de aproape 6 ani de zile, din punctul meu de vedere, clar am meritat. Ne-am încercat până în anul respectiv, 2015, să cumpărăm, de exemplu, inputurile de la diferite societăți cu care consideram noi că negociem. Din acele negocieri le putem numi negocieri, dar niciodată nu obțineam poate ce ne-am fi dorit. Nu mă refer doar la preț, mă refer inclusiv la alte clauze contractuale. În momentul în care am făcut această cooperativă, fiecare din noi am lansat o provocare, ne-am lansat reciproc o provocare. Să discutăm înainte ca să anunțăm aceste societăți cu care lucram înainte, să le anunțăm că dorim să cumpărăm inputurile pentru primăvară. Eram în 2015 în decembrie, urma primăvara 2016. Vreau să vă spun că primul pas, peste surprinderea mea, a fost o diferență de sumă foarte semnificativă pentru ferma mea mică în acel moment. Doar pentru sămânța de porumb a fost o diferență de 10.000 de lei. Față de licitația făcută în comun și față de prețul obținut de mine de la anumiți furnizori care îi consideram ai casă. Niciodată cei care cumpără celelalte sau cei care vând inputuri nu o să-și dorească să fie fermierii prea puternici. Dar nici invers nu este bine, adică nu putem să luăm de pe cei care vând inputuri sau cei care vând cereale până ultimul leu, fiindcă noi avem nevoie de o piață concurențială și nu ajută cu nimic într-o piață să avem 2-3 societăți care livrează inputuri și poate 2-3 trader care joacă pe acea piață.
Deci la prima licitație realizată în 2016 ne-am imaginat că într-adevăr există niște diferențe importante de sume în primul rând. Dar nu sunt așa de importanți banii, cât este de important posibilitatea de a negocia, de a obține niște înțelegeri diferite față de ce se practică în piață. Am reușit chiar cu o multinațională la care nu se dea numele să obțin niște promoții care, de fapt, în politica lor națională erau anumit fel și pentru cooperativă au fost într-un alt fel. Nu vreau să intru în detalii, fiindcă nu e normal ca acele înțelegeri să fie divulgate, dar vreau să spun că primul pas a fost acesta, adică input-ul la prețuri mai convenabile. A urmat pasul al doilea, care a fost, din punctul meu de vedere, la fel de important, a fost vânzarea. Dar lucrurile astea teoretic sună bine. Practic, gândiți-vă că fermier care de 20-25 de ani de zile poate au riscat tot ce au avut ca să își ducă ferma la anumit nivel, și dacă sunt ferme mici, dar la fel vorbim de un risc de asumat în fiecare familie, și să fie de acord să-și pună în mâna noastră sau a mea sau a colegului meu care se ocupă de tranzacțiile cereale astăzi, toată marfa cu încredere. Deci e foarte important încrederea care ți se oferă de membrii pentru a putea lucra împreună. Și pe această cale chiar vreau să spun că avem în jurul nostru niște oameni minunați care au înțeles, poate nu chiar ușor, dar au înțeles că corectitudinea și este mai importantă într-o afacere de lungă durată decât niște sume câștigate într-un scurt timp care pe moment îți aduc prosperitate, dar nu îți aduc o fermă trainică și mai solidă. Domnule Chelo, e evident pentru oricine că două capete gândesc mai bine decât unul. Poate pentru că există o viziune mai largă. Îmi spuneți că au existat oarecare reticențe la un moment dat când a venit vorba de a vinde marfa. Cum se comercializează ceea ce produc membrii cooperatori din fermierul Nădlăcan? Pentru că, evident, cooperativa și ea trebuie să existe, să aibă un bilanț contabil cât se poate de bun, dar și fiecare fermier în sinea lui poate că își dorește să câștige el cât mai bine. Cum împăcați acest individualism agricol, să-l numesc, cu nevoia de a lucra în comun? Când ați spus de cifre, aș începe cu 2016, care a fost primul an contabil complet. Am terminat cu o cifră de afaceri doar pe vânzări, fiindcă toate inputurile au fost negociate împreună, dar au fost achiziționate pe fiecare fermă în parte. Și asta a fost o strategie, de fapt. De exemplu, în primul an, în 2016, am avut o cifră de afaceri de 5.200.000 de lei. În anul 2 am avut 6.700.000 de lei. Anul 3, 11.264.000 de lei. Anul 4, adică 2019, 9.520.000 de lei, cu precizarea că 2018 a fost o problemă cu cultura de porumb și atunci cifra s-a diminuat. Anul trecut 11.745.000 de lei. Bilanțul pe 2021 cu siguranță va ajunge undeva la 15 milioane de lei, deoarece și o parte din inputuri au trecut prin cooperativă. Să vă răspund de ce de la început nu s-a comercializat prin cooperativă, deoarece aceste datorii pe termen scurt, pe o societate nou înființată, ar fi însemnat să impacteze negativ actele contabile și orice împrumut realizat pe cooperativă nu ar fi avantajat. Și atunci negocierile s-au făcut la început împreună, obligativitatea era să respecte, altfel avem un regulament prin care membrii pot fi excluși dacă nu respectă cine câștigă această licitație și nu cumpără de unde se stabilește, dar fiecare își comanda separat aceste produse. Revenind la licitația, la partea de vânzări la care a fost întrebarea anterioară, în acest moment vă spun cum decurge situația și cum a decurs în primii ani, fiindcă toată lumea probabil care vrea să facă cooperativă poate interesează la început ce s-a întâmplat, nu cum am ajuns acum după ce am trecut prin anumite probleme și ne-am confruntat cu anumite impedimente. Astăzi funcționăm în felul următor. Dacă unul din fermierii noștri din cooperativă vrea să vândă anumită cantitate, el comunică cooperative. Acea cantitate este pe stoc în silozurile cooperativei. În momentul în care a comunicat că vrea să vândă anumită cantitate, ne dă un timp, o săptămână, două, ne dă anumit timp. Avem două posibilități. Dacă Consiliul de Administrație hotărăște că acea cantitate să cumpere cooperativa, o va cumpăra cooperativa. În cazul în care Consiliul de Administrație Cooperativei hotărăște că acea cantitate se scoate mai departe la vânzare, avem un grup de peste 30 de societăți, în care noi, în acel moment, lansăm acea informație. Cooperativa noastră vinde această cantitate cu aceste calități.
și așteptăm de obicei 24 de ore ca să primim oferte. Prețul este foarte important, dar mai important sunt condițiile. Unde se fac probele, cum se fac probele, unde se cântărește, când se face plata. Toți din acest grup sunt firme cu care lucrăm de ani de zile, sunt firme selectate. Dacă cineva încalcă înțelegerile făcute sau vorbim de etică și de moralitate, îi scoat din acest grup. Poate pentru un an, poate pentru totdeauna. Dar nu păstrăm firme care nu dorim să lucrăm cu ele în acest grup cu care facem această licitație. În schimb, la început, lucrurile au fost mai complicate. Fiecare se gândea că poate să vândă separat mai bine sau prin relațiile obținute după atâția ani de zile, se gândea că poate să facă o livrare mai bună. Ce am stabilit în 2016, când a fost primul an de funcționare și a trebuit să vindem primele recolte, am stabilit că fiecare poate să facă cu marfa ce dorește, cu o singură condiție. Trebuie să vândă prin cooperativ. Adică, dacă dumneavoastră ați fi fost fermierul nostru, puteați să vindeți către oricine ați fi dorit, dar trebuia să vindeți prin cooperativ. Dar înainte să vindeți acea marfă, trebuia să dați cooperative posibilitatea de 24 de ore să vă obțină o ofertă. Adică noi am încercat să lăsăm fermierilor impresia că pot să facă ce doresc cu acea marfă. Dar vreau să vă spun că în 6 ani de zile nimeni nu a făcut cu acea marfă altceva decât să o vândă prin cooperativă cu preț obținut de cooperativă. Adică dacă cineva dorea să spună eu fac cu marfa mea ce vreau și o dau la X, putea să dau la X sau la Y. Dar niciodată n-a fost nevoie, deoarece cooperativa, dacă în cel mai rău caz obținea același preț care obținea fermierul, cu siguranță clauzele de plăți, de plată în avans sau condiții de livrare sau de încărcare sau de a face probe într-un laborator sau altul, erau altele. Asta a fost primul pas făcut către fermier, că totuși faceți cum vreți, sunteți într-o cooperativă, vindeți prin cooperativă, dar aveți o altă șansă să vindeți singur dacă doriți. În 6 nu se întâmplă niciodată să vândă cineva singur fără să aibă același preț sau preț mai bun sau condiții mai bune prin cooperativă. Convingător ce îmi spuneți dumneavoastră. Domnule Milanchelo, mi-ați spus așa, ați pronunțat la un moment dat silozurile cooperativei. Mă face să întreb un lucru. Cooperativa aceasta, membrii cooperatori, au și investiții în comun pe zestrea cooperativei sau încă e prea devreme? Da, în 2015 când am făcut această cooperativă împreună cu colegii noștri, am hotărât că o să încercăm să depunem orice fel de proiect care ar însemna o bună stare a cooperativei și a fermelor noastre. În 2016 am depus două proiecte europene, unul pe sub măsura 4.1, aici mă refer la modernizarea fermelor, și a doilea proiect pe 9.1, care însemna înființarea de grup de producători. Vreau să spun că cea mai importantă măsură, care ca și cifră de, ca și banii obținuți în europeană, sunt cei mai puțini, dar a fost cea mai importantă. Aici mă refer la grup de producători. Așa. În 2016 am realizat un grup de producători, care între timp am tras și ultima tranșă în acest an și am reușit să și închidem acel proiect. Acel proiect, mie îmi place să spun că a fost fundația cooperativă. De ce mă refer fundația cooperativă? Deoarece Uniunea Europeană, în acest proiect ne dea posibilitatea, adică să întoarcem către cooperativă un procent din vânzări. Și vă dau un exemplu. Dacă cooperativa a vândut în primul an, cum am prezentat, de 5.200.000 de lei, asta înseamnă peste 1.000.000 de euro, în primul an cooperativa a primit 10% din bani înapoi. Bun. Asta însemnând până la un plafon de 100.000 de euro, adică la cifra maximă de 100.000 de euro. Acei bani au fost o sumă extrem de importantă, poate pentru fermieri care lucrează 3-4 de hectare, spun, wow, ce e aia că se împarte la atâtea persoane. Niciodată acel lucru nu se împarte, niște bani veniți care fermierii care vor să facă cooperativă nu vin cu ei de acasă. E foarte important când ai investiție nouă, pe lângă că ești nevoit să convingi acei fermieri să intre într-o cooperativă, ești nevoit să și finanțezi acea cooperativă. În momentul în care ți-a aprobat un proiect de acest gen, poți anumite cheltuieli să le decontezi prin această măsură. În momentul respectiv, ai un alt curaj să mergi către o bancă, ai un alt curaj de a face un proiect mai mare. Așa s-a și întâmplat. Pe 4.1 s-a aprobat un proiect care a însemnat o bază de cereale, de fapt niște silozuri de depozitare, 6.500 de tone, care s-au construit pe un teren achiziționat în același an de cooperativă, pe 10.000 de metri pătrați, un hectar, unde s-a făcut între timp evident și pus și toate și utilități și așa mai departe. Deci noi în acest moment avem o capacitate de depozitare de 6.500 de tone și nu vorbim doar de siloz, vorbim și de uscător, vorbim și de stații de tratare și selectare semințe, aici mă refer la orz și la grâu, la păioase.
avem un laborator autorizat, cântar, o hală unde ținem semințele care le producem pentru diferite societăți comerciale care vând input în România, le producem sămânță pentru a vinde mai departe și noi facem acest lucru, o producem, selectăm, tratăm și stocăm până fac ei vânzarea. Este o bază care ne ajută enorm de mult, deoarece putem acele calități să le omogenizăm. Toată lumea ține împreună cercare, este mult mai ușor de gestionat, este mult mai ușor de vândut și este mult mai ușor de obținut orice informație când stocul este acolo și nu ești nevoit să suni în atâtea locuri pentru a vedea ce s-a mai întâmplat cu recoltarea mărfii la unul și la altul. Perfect, asta înseamnă o optimizare a procesului, a costurilor, e foarte bine. Domnule Milan Chelo, faptul că aveți investiții în comun pe cooperativă e o dovadă că se poate, da, și că merge bine. Din punct de vedere al finanțării, pentru că la un moment dat fermierii în sine, cooperativa, se duce către locul unde sunt bani. E nevoie de bani întotdeauna. Poate că fermierul n-are în momentul respectiv bani în buzunar, deși de obicei își pune ceva deoparte. Ce a însemnat această asociere în ceea ce privește relația cu mediul financiar pentru dumneavoastră? Da, este o întrebare foarte complexă din cauza că aș avea vreo 5 răspunsuri complet diferite la ea. Dacă ne referim la cooperativă, vreau să vă spun că în 2016, pe momentul în care ni s-a aprobat al doilea proiect, care poate vi se pare 10%, adică ni s-a aprobat proiectul 2.200.000 de euro pe 4.1, ce însemna că noi trebuie să punem 10% din bani, 90% finanțare de la Uniunea Europeană, celălalt proiect care v-am spus pe 9.1 era finanțat 100%, 500.000 de euro. Dar în fiecare an a câte 100.000 de euro. Cei 10% reprezentau 220.000 de euro. Cei 220.000 de euro a fost o provocare foarte mare pentru cooperativă de a-i pune la dispoziție din două cauze. O cauză a fost că fermierii fiind cu suprafețe mici, aveau destule cheltuieli și credite luate pentru propriile ferme, nu pentru a mai face o credite suplimentare pentru cooperativă. A doua problemă era cooperativa avea un an de zile și nu era o societate care să aibă un istoric și cineva să acorde un credit. A treia problemă, deci nu erau doi, erau trei, a treia problemă că era o grămadă de lucruri neprevăzute sau lucruri care nu erau eligibile pe proiect. De exemplu, nu aveam energie electrică. Ca să ducem un transformator în zona respectivă, un plumb trafo, ne-a costat 70.000 de euro. Am fost nevoit să facem un credit. În afară de cei 70.000 de euro, am mai avut nevoie să facem un credit pe 220.000 de euro ca să cofinanțăm principalul proiect. Și atunci vreau să vă spun că prima piedică să prindem ambele proiecte era că nici o bancă din România nu dorea să ne finanțeze. Problemele au fost foarte mari. Până la urmă, am dat de un om extraordinar care a trecut peste toate lucrurile care spuneau nu ne încadrăm niciunde ca și cooperativă. Noi eram în 2016, cooperativele erau cunoscute la nivel de denumire, dar nu exista o procedură standard, nu exista o finanțare anume pentru aceste cooperative. Nu sunt SRL-uri, nu sunt SRL-uri, nu sunt PFA, nu sunt IU, nu sunt societăți pe acțiuni, sunt totul altceva. Atunci analiza lor trebuie făcută în alt fel. Dar am găsit un om extraordinar care prin anumită bancă a reușit să ne finanțeze. Deci puteam să închidem cooperativa cu două proiecte europene aprobate dacă nu aveam sprijinul unei bănci pentru a putea finanța. Acest lucru s-a realizat. V-aș răspunde la a doua întrebare, care cred că acolo ați vrut să mergeți către finanțarea fermierilor mici. De exemplu, dacă un fermier are o problemă, vrea să vândă cerul mai repede și noi ca și procedură avem preluarea lor peste o lună sau peste o lună și săptămână și ne convine prețul, cu siguranță banii existenți, cash flow în cooperativă, îi se plătește acelui fermier marfa și noi vindem ulterior. Avem o linie de credit obținută pe cooperativă din care se plătesc aceste cheltuieli imediat, adică omul nu este nevoit să stea după acea marfă până să vină. Dacă prețul este stabilit, contractul este semnat, noi putem derula aceste lucruri. Are acest confort. Bun, interesant. Acum trebuie să vă spun, știți că am discutat înainte de emisiune și îmi spuneați ce o să discutăm noi atâta timp. Păi deja au trecut 20 de minute din prima parte și n-am apucat să vorbim foarte multe. Deci, am înțeles povestea, am înțeles avantajele, am înțeles drumul spinos uneori care a fost. Și totuși, la un moment dat, cooperativa dumneavoastră, care se ține pe picioare, care are investiții, care are linie de credit, deci, teoretic, putea sta liniștiți, a simțit nevoia să facă un pas
spre o afiliere la nivel național. Sunteți membri în Uniunea Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal. De ce v-a trebuit o pălărie mai mare, domnule Milan Chelo? Pentru că poate vă era bine acolo, la granița de vest, mai singur așa. Nu știu, vă întreb. Da, pălăria într-adevăr este mai mare că vorbim de un CSV, dar totuși este o pălărie prea mică, trebuie să merge și mai departe. Uh-huh. Un CSV pentru noi în 2018 a reprezentat un pas important. Adică, vă dau un exemplu. În 2015, când am hotărât să facem cooperativa, când am depus documentele la Registrul Comerțului din Arad, am depus 8 societăți, din care 3 societăți erau întreprinderi individuale. Registrul Comerțului ne-a respins documentația și ne-a spus că într-o cooperativă agricolă în România nu pot face parte întreprinderi individuale. Imaginați-vă că, vorbind de o lege a cooperativelor 566/2004, din 2004, și Registrul Comerțului Arad considera că așa interpretau ei legea, pur și simplu. Am venit cu documente de la alte registre, din Timișoara și din Bihor, și ne-au spus că nu-i treaba lor cum interpretează colegii lor. Am fost nevoiți să ne judecăm pentru a putea să înființăm cooperativa. Deci ușile erau atât de închise încât aveai o lege și funcționarii fugeau să-și asume. Între timp, procesul n-a apucat să termine, dar s-a schimbat legea. Încă un CSV nu exista. De când un CSV există, vreau să spun că aceste idei omogenizate, aceste probleme omogenizate, ajung într-un anumit loc. Ajungând în acest loc, aceste idei, ele la un moment dat pot să fie ajutate să dispară ca și problemă, nu să rămână la nivel de idee, să dispară acea problemă. Nu tot timpul se reușește, dar de cele mai multe ori avem o voce care le reprezintă și adună aceste probleme din țară. Degeaba suntem noi aici și altcineva în Constanța sau în Iași. Important e ca să știm unii de alții, să știm de problemele noastre și să găsim pe cineva să ne reprezintă. În acest moment avem o echipă executivă care își face bine treaba, avem un președinte care își asumă lucrurile, ieșe în față și își sacrifică din timpul personal și, pentru binele nostru a 35 de cooperative în acest moment. Și de ce spuneam că această pălărie poate nu este prea mare și ar trebui să fie mai mare? Sunt discuții destul de avansate care s-ar putea concretiza într-un timp scurt la o cooperativă de gradul 3. Asta înseamnă că aceste cooperative din România să poată vândă și cumpere împreună. Este foarte complicat, dar de exemplu am văzut două cooperative de acest gen care au istorie de peste 100 de ani. Aici mă refer la o cooperativă care am vizitat-o prin un CSD acum 2 ani de zile în Franța, cei de la Euralis. Am văzut ce înseamnă să fii acolo fermier, am văzut ce înseamnă acolo să respecti cooperativa, să fii respectat, să vii să cumperi fără să fii nevoit să fii și comerciant, și tractorist, și inginer și așa mai departe. Da. Și același lucru am făcut de anul acesta, am vizitat Lagerhaus-ul de lângă Viena, cooperativa acolo fiind de gradul 3, s-ar putea spune ca și RVA, ca și o comparație, prin RVA și UNCSV cu acest parteneriat. Am văzut niște exemple pozitive, am văzut niște fermieri mici de o medie de 60 de hectare pe fermier, care funcționează de peste 100 de ani de zile și nu interesează cu cât vând, cu cât cumpără, știu cât câștigă pe acel hectar, deoarece îi se asigură aceste lucruri. Am înțeles. Până o să avem în România cooperative de gradul 3, mai durează ceva, poate nu atât de mult, domnule Chelo. În schimb, a venit pauza de publicitate și mai sunt atâtea de discutat. Vă propun să ne abatem după pauza asupra legii vânzării terenurilor, despre matricularea utilajelor agricole vreau să discutăm și multe, multe altele, dar vă propun acum să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem la Agricultura o șansă pentru România în discuție cu președintele Cooperativei Agricole, fermierul nădlăcan, domnul Milan Chelo. Ne vedem în câteva minute.